L-am găsit pe pedofil! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Uitați, pedofilul vrea să trăiască cu minore de 15 ani! Opriți-l! Opriți pedofilul! Opriți pedofilul! Chemați poliția, toată lumea! Bună seara, dragi justițiari! În materialul ce urmează, veți descoperi cum am prins o persoană ce dorea să întâlnească cu fete minore. Ca să vă ofer context, aseară, pe un grup de Facebook, mai multe persoane au postat că un individ, nu știu unde prin București, împărțea bilețele cu numărul lui de telefon și un anunț că își caută o relație serioasă. În urma unor conversații pe care le-au avut unele persoane, s-a descoperit că acel individ nu avea nicio problemă să se întâlnească cu fete minore de 13, 14, 15 ani. Așa că am decis să-l contactez și eu și am pretins că am 15 ani, că sunt fată, evident, și toate cele. Am reușit să-mi dau o întâlnire cu el. Cum v-am spus, și în conversația mea, el nu avea nicio problemă că eu am 15 ani și nicio problemă să ne întâlnim la el după ce ne-am fi întâlnit afară. Asta pentru că era foarte circumspect, vă dați seama, trebuia să ia măsuri de precauție. Așa că și eu a trebuit să muncesc puțin mai greu ca să-l conving. M-a ajutat și o prietenă, căreia îi mulțumesc pentru ajutorul acordat și o să vedeți în materialul ce urmează tot ce s-a întâmplat. Baftă! Alo? Da, spune. Ce faci? Eu fac bine. Spune dacă vrei să ne întâlnim astăzi sau săptămâna următoare. Eu vreau să ne întâlnim, ți-am zis. Eu de ieri voiam. Când vrei să ne întâlnim? Poftim? Când vrei să ne întâlnim? Vreau să ne întâlnim și azi și când poți tu, nu... Adică nu mă deranjează să aștept puțin. Păi? Tu astăzi ai timp? Adică da. Să ai și tu timp să poți, nu știu. Da, da. Se poate și astăzi. Poți să vii la Titan? Da, pot. Dar să-mi zici unde să ne vedem. Păi... La ora 1 jumate poți? Da, este perfect. Bine. Păi da, rămâne așa? Da, intersect. Cred că vine e-mail. Da. E ok să-mi scrii pe WhatsApp? Se poate scrie și pe WhatsApp. Ok, mersi. Pa, pa. Pa. Vine justițiarul. L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Vine justițiarul ca să-și facă treaba. Vine să bei apă liniștit? Ai mers spre biserica de lemn? Da, e o biserică de lemn. Ce fac, mă întorc la gura de metrou? Nu te spre biserică, mă aștept. Mă aștept pe acolo. Te aștept în față la biserică? Da, pe aleea. Pe biserică și gura de metru. Unde ești? Alo, lângă biserică. Eu sunt în spate la biserică, aici, lângă pe o alee, pe aleea, cred că asta este azi care mi-ai zis, lângă un restaurant, Il Giardino, sau cum se citește. Păi ești pe aleea, dintre gura de metrou și biserică. Deci să iei de pe alee, în ce direcție spre metrou? Spre metrou. Spre gura de metrou. Doamne, cât de greu este să ne găsim? Ce? Bine, cât de greu este să ne găsim? Păi, vino spre gura de metrou. Păi da, spre gura de metrou merg. Mai am puțin și nu te-a fost. Ai ajutat,
L-am găsit pe pedofil! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Uitați, pedofilul vrea să trăiască cu minore de 15 ani! Opriți-l! Opriți pedofilul! Opriți pedofilul! Chemați poliția, toată lumea! Pedofilul! Unde fugi, mă, băiatule? Stai că fac telefonul în buzunar! Pedofil! Opriți pedofilul, ajutați-mă cumva! Opriți pedofilul ăsta! Pedofilul, sunați la poliție! Ce fac, mă, pedofilule, mă? Ce fac, mă, stai acolo! Poliția! Te întâlnești cu minore? Ha, ha! Să rămână, am prins un pedofil ce vrea să trăiască cu minore de 15 ani. Pot să am un echipaj vreo frumos? Sunt la Titan, la metrou. Da. Te întâlnești cu minore de 15 ani? Nu? Oprește-te! Stai să nu te mai precalești că te pun la pământ. Da, pedofil! Pedofil! Nu, glumești! Nu glumesc! Alexandru Constantachi, da? Da. Sunt la poliție acum. Imediat ne vestim cu poliția, da? Da. Poliția, bună ziua, ce urgență aveți? Să rămână. Mi-am dat întâlnire cu un pedofil. Am pretins că am 15 ani și sunt fată și s-a întâlnit cu mine. Împărțea... Da, și l-am prins acum și am și nevoie de un echipaj să ia datele. Hai, oprește că nu mai am chef să merg, gata, stop! De ce faci de-astea? Vorbește! Ce fac? De ce te întâlnești cu fete de 15 ani? Sau 14 ani? Ca seara ai mai vorbit? Nu, am ok. Explică ce faci. Ce fac? Ești ok? Ești bolnav? Ai probleme? Nu, nu am probleme. Deci n-ai probleme, totul este cu discernământ. De ce te întâlnești cu fete de 15 ani? Nu m-am întâlnit. De ce vrei să te întâlnești cu fete de 15 ani? Nu m-am întâlnit. De ce vrei să te întâlnești cu fete de 15 ani? Vorbește. Vrei să ajungi la pușcărie pentru pedofilie? Nu. Și atunci de ce faci asta? Nebunule, mă auzi? Uite-l aici. Uite-l aici. Așa, așa, prost, îți dați de 15 ani, nu? Nu-ți e rușine? E rușine? No, nu e rușine, e doar speriat în ultimul hal și e și deschis la șliț. Era pregătit. Era pregătit băiatul. Bună ziua, vă arăt aici un pedofil. Încercam să-l trească cu o fată de 14 ani. Glumești. Am sunat la poliție, aștept. M-am dat fată de 14 ani pe net, voia să ne întâlnim. Hai, oprește-te că m-am plictisit să merg. Stai aici. Vorbești cu poliția. Vorbești cu poliția. Le explici acțiunile tale. Câți ani ai? Ai zis că ai 28. Îmi înșel încrederea, eu am crezut că mă întâlnesc cu un băiat frumos de 28 de ani. Hai bă, lasă-mă să plec. Băi, stai cu minte, nu mă enerva, atât tot. Ai chemat poliția, ce mai vrei? Aici, stai aici, să vină poliția. Să vin. Dar tot vreau să-mi explice ce faci asta, adică dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi. Și-ți găsim ajutor. Dar dacă ești doar un bătrân excitat, atunci nu ai ce ajutor să mai primești. Cine la A? Păi dai seama dacă vorbeai cu fata mea... De ce? De ce? Omul împărțea bilețele pe stradă cu numărul lui de telefon. Căuta fată. Hai mă, nu mai glumi atâta. Glumea, mă, că am conversația, nebunule. Stai liniștit, la polițiști. Păi ai zis că ai sunat la poliție, unde e poliția? Mă, tu îmi ceri mie explicații? Păi dacă zici că... Nu ceri tu mie explicații. Auzi? Ce poliție ai sunat? 112. Da, e MEI, nu? Aia mare. Da. Foarte bine, bravo. Mi-ai sunat-o pe aia. Să te cunoască și lumea. Uitați aici un pedofil. Vrea să se întâlnească cu o fată de 14 ani. Nu e o glumă. Dumneavoastră, de unde știți că e pedofil? Pentru că eram o fată de 14 ani și vrea să ne întâlnim. Păi cum tu ești fată dacă tu... Pe ne, da, vorbit cu mai multe fete și am intervenit eu. M-am dat fată de 14 ani. Am chemat, așteptăm. Chemăm? Da, uitați în ce lume trăim! Mi-a zis că are 28 de ani. 28 de ani azi e? Mi-a zis că ai 40 de ani, că ai să mă... Auzi, nu e
Păi nu vă luați după el. Vă arăt conversația, dacă vreți, o am aici. Stați nici. Nu vorbesc din prostii, n-aveam ce face să vin să mă iau de oameni pe stradă, așa? Ce e asta? Asta? Oprește filmarea. Antipedofil, nu oprește filmarea. N-ai aprobare de la băi, mine. Băi, nu-mi cer mie aprobare. Da, stau aici. Nu mai poate să alerge oricum. Nu, stai aici. Nu mai poate să alerge, că-l prind. Nu, păi da, stai cu minte. Acolo, mă. Stai cu minte, unde pleci? Unde pleci, da, bara, nu? O să te plec o jucă de de fai. Unde minte? L-am întrebat dacă, are, dacă e pe medicație ceva, dar a zis că nu, deci are discernământ. Se vede după facie, se vede după nemeni. Tot are nevoie de ajutor specializat. Bună. Alo, da. Nici o lată, nu să nu mă putem, nici o lată. Bună ziua. Haideți, domnule, vă rog frumos, pe livrul Rebreanu 6. La livrul Rebreanu numărul 6, bloc P1, scara 4. Vis-a-vis de Biserica de Lemn. Da. Este un pedofil, doamnă, ce să se întâmple? Vă facem rezumat acum. Trimiteți un echipaj. A, nu, am alergat eu după el pe stradă și probabil oamenii au crezut că mi-a furat telefonul sau ceva. Întrebați ce s-a întâmplat, oare că nu e nicio urgență, că dacă era urgență... Probabil același, da, că am alergat după el pe aici. A făcut la unul telefon sau ceva, mai rău ceva. Am cerut pe stradă să sune la poliție, da, să sune la poliție. Mulțumim, așteptăm. Eu sunt justițiar de Berceni, mă cauți pe Facebook. A? Unde? Da. Unde activez prin tot București. Da, tu ne emitești? Bravo, mă bucur pe tine, mă bucur, bravo! Bună ziua! Bună ziua! Da, mulțumesc! Mersi, papa, salut! Taci din gură, te rog frumos, că eu vorbesc, că eu am chemat. Bună ziua! Acest cetățean a împărțit zilele astea numărul de telefon pe stradă către diferite fete. Câteva minore l-au contactat. I-au spus că au 14-15 ani, dânsul a dorit să se întâlnească cu ele. Am intervenit. Am pretins că am 15 ani, sunt minoră și dânsul a vrut să ne vedem. Așa ai făcut? Am conversații aici, am luat tot. M-a alergat. Sigur, depunem plângere, facem tot ce trebuie. Decât să facem circ aici? Ok, o să vină un echipaj. Ați filmat cu camera? Am filmat totul, da. Și cu telefonul tot. Ok, o să mergem la sediul secției împreună cu dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost aici? Da, aici acolo. O să mergeți cu dumneavoastră și cu dumneavoastră și rezolvăm acolo totul, și da? Și cu buletinul tot, și buletinul meu, dacă e ceva... La 12. Vreau cu poliția vreodată? Nu, nu mergem cu dumneavoastră sau cu echipajul dumneavoastră, mergem la circa de poliție. Mergem noi cu la secție și... Respectai, că... Stați aici, unde plecați? M-am minat, m-am minat. Hai, ce vezi, ce vezi, că mai și mine, dar am așa, nu mai pot, de frică, nu știu ce. Ce aveți de claconat așa? Pe pistă? Uite aici poliția, vă dau amendă de volupe. O agresiune ceva între noastră și dânsul? Nicio agresiune. Telefonul, se auzea ce de un telefon, v-a furat telefonul? Hai că nu, au considerat oamenii de pe stradă. Da, ok. Vino cu amă! Da, absolut, are nevoie de ajutor specializat, adică e clar că nu e sănătos și e un pericol social. L-am prins, mergem la secție să depunem plângere. Mersi frumos. We mobbing and thugging, you bitching and bugging, there's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing this paper, got tired.